În numele Domnului Iisus vă invit să deschidem acest program muzical de tineret cu imnul 387. Ce fericire am pe Iisus! Tată Ceresc, ca să-ți mulțumim pentru că Tu ai îngăduit ca noi să ne putem aduna în locașul Tău de închinare. Te rugăm să fii cu noi în continuare, te rugăm să faci Tu ca programul să iasă pe placul Tău și te rugăm să ne ajuți ca tot ce facem să fie numai spre slava numele Tău și spre mântuirea noastră. În numele Iisus Te-a rugat. Amin. Pacea Domnului! Dorim să continuăm bucuria în acest sabat, dacă dimineața am avut botez și alte evenimente. În această dupămasă vom avea ocazia să ascultăm un program prezentat de tineri din biserica noastră. E vorba atât de grupa copiilor de la grădiniță, e vorba de corul de copii și tineret și formația de tineret din biserica Nazna. Dorim ca în această dupămasă să aducem o scânteie de bucurie și măcar puțină speranță pentru cei care se închină lui Dumnezeu. Dorim ca fiecare piesă să vă aducă mai aproape de Iisus și să pună în inima voastră acea bucurie de care aveți nevoie în acest sabat. Amin.
dacă ați venit vineri seara la biserică, ați observat că la intrare pe hol sunt câteva desene. Și acum am să vă spun despre ce este vorba. La sugestia unei surori din comunitatea noastră, sora Garofița, s-a născut ideea de a prezenta Biblia desenată. Și anume, fiecare copil, fiecare tânăr urma să ia o secvență sau o ilustrație din Biblie și să o deseneze după cum poate el. La acest proiect au participat, spre surprinderea mea și a probabil a unora dintre voi, copii de la 2-3 ani, Melissa, Carina, Rareș, Anais, până la tineri care deja au majoratul și au vrut să se implice în proiectul acesta. Proiectul a strâns 36 de desene și o să vedeți pe parcursul următoarelor piese desene respective afișate pe proiecție. Dacă doriți să le vedeți mai în detaliu, la final, la ieșire, puteți să le vedeți, sunt afișate în hol. Cred că mulți dintre părinții care și-au văzut copiii săptămânile acestea desenând, probabil că n-au știut ce talent artistic există în copilul respectiv până ce nu s-a apucat de proiectul acesta. Am auzit chiar de la Denisa că sunt unii părinți care n-au știut că copilor pot să deseneze atât de frumos. Dar este un moment în care se poate descoperi arta la noi în biserică. Vă invit pe parcursul programului să observați aceste desene și sperăm că acest proiect să continue și pe viitor.
La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, că tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice. Amin. Să
Doamne, niciodată n-am fost așa de fericit. Dacă ai să mă întreb de ce, n-aș ști să-ți răspund. Știu doar atât, că m-ai iubit. Doamne, niciodată nu ți-am cântat ca acum. Și nu știu de ce. Știu doar atât, că nu mai sunt singur pe drum. Doamne, n-am fost niciodată așa aproape de viață. Mă întreabă mulți de ce și le răspund. Te întâlnesc în fiecare dimineață. Doamne, n-am fost niciodată așa mulțumit. Și dacă ar trebui să spun, aș spune doar atât. Tu, bunule părinte, m-ai primit. Doamne, niciodată n-am fost așa binecuvântat. Înțeleg abia acum că sunt rezultatul iubirii tale, că tu m-ai creat. Dar, Doamne, nu voi putea să înțeleg niciodată dragostea ta. Copleșită însă de lacrimi, voi spune tuturor, tu ești salvarea mea. Amin. Cele patru lumânări ardeau în cintișor. Ambianța era atât de plăcută încât le puteai auzi vorbind. Prima lumânare a spus: Eu sunt pacea, dar nimeni nu mă mai poate păstra aprinsă. Cred că mă voi stinge. Flacăra s-a micșorat și s-a stins în întregime. A doua lumânare a spus: Eu sunt credința. Dincolo de toate, lumea nu mă mai vede de neînlocuit. Nu mai are niciun sens să mai stau aprinsă. Când a terminat de vorbit, o adiere blândă a stins-o. Cu tristețe, a treia lumânare a spus:
Eu sunt iubirea. Nu am forță să mai stau aprinsă. Oamenii mă dau la o parte și nu-mi înțeleg importanța. Ei uită chiar să iubească pe cei din jurul lor. Și fără să mai aștepte, s-a stins. Deodată, un copil intră în încăpere și văzu cele trei lumânări stinse. De ce nu ardeți? Voi ar trebui să fiți aprinse mereu. Spunând asta, copilul a început să plângă. Atunci, cea de-a patra lumânare a spus: Nu-ți fie frică. Câtă vreme mai ard eu, putem să le aprindem și pe celelalte. Eu sunt speranța. Cu ochii strălucitori, copilul luă lumânarea speranței și le aprinse pe celelalte. Fără credință, pace, dragoste și speranță în Dumnezeu, omul nu poate trăi, nu poate privi înainte. Speranța este stâlpul nostru de nădejde în vremuri de durere, de dezamăgire și de înfrângere sufletească. Din speranță se construiesc faptele de viață. Ca să îndeplinești lucruri mari, trebuie nu numai să acționezi, ci și să visezi. Nu numai să planifici, ci și să crezi. Unde nu este viziune, nu este speranță. Nu spera ca problemele tale să devină mai mici. Speră ca tu să devii un om mai puternic. Nu spera să primești mai mult, ci speră să fii mai recunoscător pentru ceea ce ai. O singură metodă de a susține speranța este să trăiești intens ziua de azi. Îngrijorarea nu scutește ziua de mâine de păreri de rău, ci fură puterea zilei prezente. Flacăra speranței se ardă mereu în viața ta și astfel fiecare dintre noi poate menține aprinse speranța, credința, pacea și iubirea. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbla celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care umblă ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric și nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 se cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o orgie nu se va apropia de cortul tău și nici o nenorocire nu te va ajunge, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Bună seara și pacea Domnului tuturor! Dumnezeu să fie lăudat pentru că ziua de odihnă se încheie cu momente așa de frumoase, încărcate de muzică, de poezie, de confort duhovnicesc și, de ce nu, de confort sentimental. Probabil că părinții, bunicii sau rudele apropiate ale celor mici, văzându-le tenacitatea lor, au simțit că au un confort sentimental bogat, nu? Mă uitam la un moment dat că fetița micuța lui Florinel cânta de nu mai putea. Și când cânta cea mare, maică s-a cântat cu ea, cu cea mare. Acea mică nici nu se uita la maică, s-a cântat, n-avea niciun fel de emoție. Da, ce frumos. Prețuiți, dragii mei, casa până este așa. E frumoasă și mai încolo, dar niciodată așa de frumoasă ca acum. Bine, dacă pitici ăștia micuți, să rugăm domnișoarelor. Alo, alo, Anais, Servus, Servus. Așa, 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 Servus. Servus Rareș, așa.
ne lăsați să vă cântăm și noi o cântare, ăștia mai bătrâni. Ce ziceți? Vă cântăm și noi o cântare. Hai să le cântăm și noi o cântare. Servus fetelor, salut băieți, ăștia mari nu vă mai salut că nu-mi răspundeți la bineți. Da. Haideți să cântăm și cu toții încă o cântare și apoi în câteva momente să punem capăt serii acesteia. Dacă cineva își dorește în mod special ceva, cât? 839. Bine. 839. Când la sunetul de trâmbiți cei aleși s-or aduna. Mai puțin, dacă pot, bineînțeles. Așa, mai vrea cineva o cântare, așa? Dacă îl încearcă vreo idee. 238. Bine. 238. Ia să vedem pe unde îi umblă mintea lui Emanuel. 238. Da, e bine.
impresionant, impresionant, Daniela, nu știu, da, nu, sunt încântat. Da, ce frumos este să lăudăm pe Domnul. Au zis, hai să facem, dacă tot o facem, să facem și noi una mai ștări din comun. În fiecare an, prima cântare despre nașterea Domnului Iisus Hristos o au la Kaufland sau la Ocean. Hai să cântăm acum să n-apuce ei să dea înaintea noastră. Hai să cântăm o ce veste minunată. 100, nu știu cât e. Da, păi să se audă de la noi primul colind, nu? Ce număr e? Impresionant. Dacă încep să colinzi, te oprești la o colindă. Să fim onești, nu? Hai să cântăm una așa, din amintiri, nu? O știm, linui lin și iară lin, nu? Cine nu știe să ia după mine, da? În sol major mai este. Frumos, da? Frumos! Sus la poarta raiului, poarta raiului, paște-n turma Tatălui, turma Tatălui. Linului și iar vin, bate-ne frântul fun, lin și iară zi.
dar la poartă cine stă? Oare cine stă? Stă chiar Maica Precista, Maica Precista. Linu cu lin și iar vin, bate vântul în salin. Lin și cu iară toți la asemenea cântări. Dumnezeu să ne ajute să ne mai schimbă. Cine mai știe? M-am uitat cineva când a auzit expresia Maica Precistă a avut probleme de conștiință. Da. Eram la Oradea și un frate a venit la mine într-o zi de sâmbătă foarte, foarte supărat că a intrat erezia în biserică pentru că fratele X, când predică, vorbește despre Spiritul Sfânt și asta este o injurie la adresa lui Dumnezeu și asta este o pătrundere a papalității în biserică, că numai ei zic Spiritul Sfânt. Și când vezi câte un om vorbind în mod așa de serios niște prostii din calea afară, nu știi cum să te porți. Pentru că în limba latină se zice Spirit la Duh. E același lucru. Spirit Sfânt sau Duh Sfânt este același lucru. Răsăritul, adică Biserica Răsăriteană folosește expresia de Duh, pentru că termenul de Duh nu parvine din latină. Așa e și cu asta, cu Maica Precista, da? Este exact expresie biblică, slavonă, adică mama curată a Domnului Iisus Hristos. Da. Apreciez eroii pentru cuvânt. Dar ceilalți eroi n-au niciun rost. Fiți eroi pentru cuvânt, nu pentru altceva. Da. Ne-au mai rămas aproximativ 7 minute, este ora 6:02, și la 10 aș vrea să spun amin. Mulțumesc încă o dată cu drag copiilor și tinerilor, și celor care s-au ocupat de ei pentru ceasul acesta de seară, pe care ar putea să ne-l dăruiască în modul acesta frumos. Aș vrea, sub sintagma nu tot ce zboară e de mâncat, să vă las câteva gânduri în această seară. Repet, nu tot ce zboară e de mâncat. Porumbelul zboară și poate să fie mâncat. Dar și corbul zboară și nu-i de mâncat. Zboară și vulturul și nu-i de mâncat. Da?
mai greu și mai puțin zboară și găina. E de mâncat. Da. Dar barza care zboară și ea sau rândunica nu e de mâncat. Da. Și generațiile de oameni, urmărind tot felul de situații prin care trecem, au bătut ca în aur, au bătut în vorbe, expresii care îi ajută pe cei ce caută înțelepciune. Și anume, nu te lua după orice, pentru că nu tot ce zboară e de mâncat. Te alege lucrurile, formalizează-te, mai ales când este vorba de ceva important. Băiatul meu este mai mare decât fiica mea cu 6 ani și într-o zi îi dădea să mănânce la cea micuță pământ. Și asta prima dată a refuzat. Era mică, ce știu, 2-3 ani cât o fi având. Dar el o convingea, zice, nu, e ciocolată neagră, poți să mănânci. Și ea, sub imperiul autorității lui, a început să mănânce. O fi fost bun, nu știu, dar se cumpără cu bani grei, argilă să mănânce, mă rog. Nu știu de unde. Și sigur, noi am aflat mult mai târziu, sau cel puțin eu, acum când zmar și povestez ei, zice, da, mă, tata, dar știi ce mi-a făcut? M-a făcut să mănânc pământ. Dragi copii și dragi tineri, trăim într-o societate extrem de amestecată. De dimineață au fost printre alți musafiri un tată și o mamă care au 2 sau 3 copii, dacă nu greșesc, și care acum 3 ani sau 4 au decis să-și împartă viața în două, adică cu toată munca pe care o face bărbatul sau cel al casei, grinda casei, pentru că îi merg bine lucrurile, să facă o școală aici în România, și soția lui a venit cu toți copiii în România să își țină copiii la școală pe care ei o fac, au făcut-o deja și funcționează, pentru că în Franța, unde sunt ei de foarte mulți ani, nu-i mai lasă să le spună la fetiță că e fetiță și la băiat că e băiat. Iar dacă faci lucrul acesta și îți înveți pe băiat că e băiat și pe fetiță că e fetiță, ai probleme severe cu autoritățile. Sigur că legile acestea există și la noi, dar încă nu sunt puse în practică. Dragi tineri și dragi copii, nu tot ce zboară se mănâncă. În Epistola lui Pavel către Coloseni a poruncit Dumnezeu să fie notate următoarele cuvinte, la capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dragi surori, care din 2 în 2 ani sau în fiecare an sau, mă rog, prin felul cum am zice noi că cade zarul și care vă ocupați de copiii bisericii, aș vrea să vă las taina aceasta a sufletului meu pe care puteți să o ignorați, prin care vreau să știți că aveți o responsabilitate ieșită din comun. Uneori aveți pe copiii unor mame de aici mai multe ore în preajma voastră decât îi au mamele lor. Și dacă răspunzi de mântuirea copilului tău și l-ai pierdut, asta e, copilul tău și l-ai pierdut. Dar cele care vă ocupați de copii acestei biserici, răspundeți într-un procent sever și
și de mântuirea copiilor altor părinți. Vă las cu mare durere și responsabilitate gândurile acestea. Nu tot ce zboară e de mâncat. Am văzut ce au făcut copiii acolo, aprecierile mele, dar dacă vreunul din copii sau din tineri ați făcut ceea ce am văzut acolo sâmbăta, să nu uitați că l-ați lepădat pe Dumnezeu. Sâmbăta nu se lucrează. Când eu eram copil, sâmbăta aveam lucru de mână și de sen. Și luam bătaie de la învățător că nu vreau să cos sau nu vreau să lipesc sau nu vreau să decupez flori. Astăzi au fost niște oameni inteligenți care ne-au băgat asta în biserică sâmbătă la copii. Dragi mame și surori care răspundeți de copii, nu tot ce zboară se mănâncă. Și nu uitați că răspundeți de mântuirea acestor copii. Cu mulți ani în urmă, când am preluat Biserica Târgu Mureșce, potrivit cu obiceiul meu de care m-am lăsat, în prima sâmbătă am trecut pe la toate grupele de copii să văd ce se întâmplă acolo. Da, a fost și un an prost nimerit, chiar atunci era controversa cu probleme la nivel pastoral, cu probleme la chestiile astea. Și am rămas atât de înfiorat ce se făcea la copii. La școala seculară, când noi aveam lucru de mână, nu se lucra așa cum se lucra la biserică sâmbăta de către copii. Dragi mame care aveți copii, nu trebuie să mă ascultați, dar nu tot ce zboară se mănâncă. Dacă vezi că aici la școala de sâmbătă copilul tău e pus să lucreze, nu-l mai lăsa să meargă acolo! Ia-l cu tine în brațe și ține-l aici și mântuiește-l. Pentru că vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de copiii tăi. Luați seama, spune Dumnezeu, ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu orice fel de învățătură și să vă depărteze de trupul lui Hristos. Nu tot ce zboară se mănâncă. Toți care au făcut lucrurile acestea înainte de voi nu mai au niciun copil la biserică. Toți care au făcut lucrurile acestea înainte de voi, mergeți și vizitați, duceți-vă în Germania, în Franța, în Olanda, în Anglia, nu mai au nici femei care să fie însărcinate pentru că toate tinerile au plecat. Nu mai au nimic. Dar eu și cu voi luăm de bun rebutul lor, mizerabilul lor rebut. Dragi copii și dragi tineri, nu tot ce zboară e de mâncare. Dacă vezi că eu te îndemn să calci sâmbătă aici, zi, frate păstor, mulțumesc frumos, ia-te și du-te la mama ta și zi, frate păstor, iartă-mă, eu nu pot să fac asta, pentru că e sâmbăta. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor și după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dacă vrei să afli dintre cele care zboară, care pot să fie pentru viața ta, oprește-te și uită-te la Hristos și vei avea pace și vei avea mântuire și lumina Lui va străluci în ochii tăi. Scumpi copii, vă doresc o seară frumoasă mai departe.
Dragi tineri, vă doresc succese mai departe. Dar nu uitați, nu tot ce zboară e de mâncare. Și pe ăștia care sunteți mai mărișori așa și mă puteți băga în seamă la ce vă spun, dacă într-o sâmbătă mamă ta sau taică tău, ca să scape de tine, îți dă mobilul să te joci pe el, ia-l mobilul și pune-l în sertar și culcă-te, nu te juca. Că lepezi pe Domnul. Așa de frumos zboară toate lucrurile acestea pe care le prinzi. De vreo, cred că seara a fost a treia oară, nu mai știu, e neimportant, mă fac vulnerabil, dar asta e o altă problemă. Vreau să ascultăm o cântare pe YouTube, o anumită cântare. Și în timp ce o căutam pe YouTube, apar și știrile. Și mă surprind pe mine citind vinere seara știri. Sigur, probabil că alții citiți în mod frecvent chestia asta. Este numai problema voastră. Dar toate lucrurile acestea au fost făcute așa de subtil, așa de bine gândite, încât niciunul din cei ce zic că sunt sâmbătari să nu mai fie. Dragi tineri, dacă aveți telefoane mobile, smartphone-uri din astea mai bengoase și vă respectați pe voi înșivă, faceți un lucru. Luați bateria vinerea seara și puneți-o înapoi sâmbătă seara după apus. Și peste ani o să mulțumiți. Ce zice Aline? E tare, nu? Alin, când fac câte o trăznaie la studiu biblic, se uită la mine și frate Coman, asta e prea groasă. Da. E tare. Aștept, băieți. Aștept de la voi ce nu mai pot să aștept de la ceilalți. Și sunteți tari. Scumpii mei oameni, ne oprim aici. Nu tot ce zboară se mănâncă. Dragi surori, care răspundeți de educația copiilor noștri, faceți-o ca și cum în fiecare seară când mergeți și vă culcați, Dumnezeu vă va cere socoteală pentru toți, nu numai pentru ai voștri din casă. Dragi părinți, întrebați pe copiii voștri ce v-a învățat fratele Coman. Întrebați pe copiii voștri ce v-a învățat fratele X. Și dacă aflați că i-am învățat ceva ce nu e în Scriptură, nu îi mai lăsați să vină la mine. Și explicați-le frumos că fratele Coman nu îi învață corect. A venit vremea să fiți responsabili și voi și eu. Pentru că ni se spune că tot ce zboară se mănâncă. Dar nu e adevărat. Nici cioara, nici vulturul, nici cocostârgul și multe alte dihanii care zboară nu se mănâncă. Dumnezeu să vă ajute vouă și mie să înțelegem că nu tot ce zboară se mănâncă. Și copiii trebuie să fie învățați lucrul acesta de mici. Și când vor fi mari, vor fi cununa vieții voastre și binecuvântarea muncii voastre. Dumnezeu să rămână cu noi cu toții. Amin.
Mulțumim tinerilor pentru această ultimă piesă. La sfârșitul acestui program de tineret, vă invit să cântăm imnul 497, Sfântă Speranță. Înainte de aceasta, rog diaconii să strângă darurile pentru departamentul de tineret.
Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Hristos îți mulțumesc pentru poporul acesta din locul acesta, care în ceasul acesta ți-a lăudat numele. În numele Domnului Hristos te rog pe acest popor să-l binecuvintezi, să-l umpli cu tăria și cu puterea ta și să rămână mărșăluind spre împărăția ta. În numele Domnului Hristos te rog să binecuvânți mamele și tații care sunt aici, pe cei care au copii încă mici, dă-le răbdare și credință și ajută-i să-i crească pentru împărăția ta. Pentru cei care avem copii deja mari și influența este tot mai puțină, iartă-ne pentru greșelile pe care le-am făcut și ajută-ne să ne purtăm în așa fel acum, încât copiii noștri mari să poată să te iubească pe tine. Umple biserica aceasta de aici, Doamne, cu dragoste de cuvântul Tău și ajută-ne pe toți să chiar înțelegem în secolul 21 că nu tot ce se dă este de primit. Și prin cuvântul Sfintelor Tale Scripturi să luăm ceea ce ne dă viață și mântuire. Îți mulțumesc pentru mamele și frații și surorile care au răspuns de programul acesta. Binecuvintează-i și așteptăm și în alte sâmbete să vină, să te încânte pe tine și lângă tine și pe noi. Să fie lăudat Tată pentru toată această dragoste, să fie lăudat Domnul Iisus Hristos și să fie lăudat Sfântul Tău Duh, acum și în toți vecii. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, popasul de întâlnire cu Dumnezeu aici pentru seara aceasta s-a încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe. Amin. Aș vrea să pun întrebarea dacă în sală există căsătoriți sub 3 ani. Să ridice mâna sus. Văd o mână acolo, unul, o singură familie este? Scuze-mă. Deci două familii sunt, da? Am un dar pentru voi. Am aici o prelucrare destul de frumoasă a unor prelegeri ale mele care au titlul Primele cele mai frumoase lucruri, primele 7 cele mai frumoase lucruri dintr-o familie. Și aș vrea să le vizionați. Da, Ioana, haide. Poftiți sora, care aveți un copil și a zis că sunteți căsătorită. E de gratis. Dacă nu aveți timp să vă uitați la ele, dați-le la altcineva. Nu mai este nimeni sub 3 ani. De ce dau la cei sub 3 ani? Pentru că există șanse de schimbare. Este cineva un pic peste 3 ani care mai vrea și ăsta. Voi sunteți de-ai casei. Mai facem răstvăt dintre musafiri, voi, da? Nu? De 10 ani sunteți căsătoriți. Poftim. Nu mai am nicio nădejde cu voi, da? Bine. Sigur, se pot multiplica dacă e să nu ținem cont de copyright. Dar dacă cineva își mai dorește, contra cost, bineînțeles, bani de un chiflu, puteți să cumpărați aceste 7 cuvântări despre primele, cele mai frumoase 7 lucruri dintr-o familie. O seară frumoasă, seara e lungă,
este 6:30, până la 12:30 este un program de muncă de medic, așa că se pot face multe lucruri. Soarele a apus, e dat dezlegare la bucate, la suc, la prăjitură, la tot ce vreți. Da. Orice bărbat care se respectă și-a nevasta și lângă statuia Avramiancu, unde sunt amestecate luminile cu umbra, își sărută nevasta și după buget o plimbă doar sau îi mai cumpără ceva, mă rog. Este prima lucrare misionară care o ai de făcut. Da. Repet anunțul de dimineață. Dragi tineri, dragi oameni de vârstă medie și dragi frați în vârstă sau bătrâni, aș dori ca sărbătoarea de anul nou să o facem împreună, într-o altă locație decât la biserică. Va fi cel puțin o formație de muzică, ce ne va cânta toată noaptea. Va fi o masă cu ocazia sărbătoririi anului nou, vor fi jocuri pentru toate vârstele, va fi o atmosferă, sper, foarte frumoasă. Cei care aveți interes să petrecem împreună sărbătoarea aceasta, aș dori să ajungă la mine aceste informații. Dar nu o lăsați pe ultima săptămână. Va fi târziu și mă voi ține de cuvânt, nu ca altă dată. Că nu trebuie să-mi fac necazuri dacă n-am. Deci cei care doriți să fim împreună de sărbătoarea anului nou, cu toată dragostea, vom încerca să facem acest lucru. Miercuri seara la ora 7:30, vă aștept la ora de rugăciune, veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Vineri seara de la ora 7, sâmbătă dimineața de la 9:03 și sâmbătă după amiază de la orele 5. În fiecare duminică seara de la ora 6 am întâlnire amicus sau întâlnire cu studenții. Această întâlnire este la Biserica Târgu Mureș din oraș. Cei care sunteți studenți sau cei care sunteți tineri sau bătrâni, nu contează, și vreți să participăm la niște întâlniri generice pentru anul acesta, în fiecare seară discutăm mesajul pe care l-a dat un poet de după gratii, închis pentru conștiință. Vom discuta câteva din poeziile lui, vom discuta ce situații l-au dus la închisoare și vom discuta dacă a mai fost eliberat vreodată, cum a fost viața poetului respectiv după ce a ieșit de la închisoare. În general, toți pe cei pe care îi discutăm sunt poeți care au scris versuri religioase. Primul pe care l-am discutat acum 2 săptămâni a fost poetul Ieremia, socotit de oameni mai cărturari decât mine, unul dintre cei mai ilustri creatori de poezie, Ieremia din Scriptură, da? Al doilea a fost Efrem Sirul, din viacul al IV-lea, și lista continuă până la contemporan. Cu dragostea lui Dumnezeu pentru seara aceasta ne despărțim. Să aveți o seară frumoasă și, dacă se poate, fără internet și fără televizor. Doamne ajută!